În temeiul prevederilor articolului 94 și ale articolului 100 din Constituția României, ale articolului 8 din legea numărul 29 din 2000 privind Sistemul Național de Decorații al României, precum și al legii numărul 459 din 2002 privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară, cu prilejul aniversării 175 de ani de învățământ militar, în semn de apreciere al nostru profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice, precum și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii armatei României, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor, cu un semn de pace pentru militari, la apelului de luptă al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Semnează președintele României, excelenta sa, Claus Werner Iohannis. Ministrul Apărării Naționale, domnul Vasile Dâncu, va atașa distinția la drapel de luptă al Academiei. Se intonează imnul național al României.